Tu ce vrei să te faci când vei fi mare? Este întrebarea la care a încercat să răspundă o campanie eveniment organizată la nivel național de către Fundația Terre des Hommes, la care au luat parte și zeci de elevi de la mai multe școli din Olt. Unii au vrut să vadă cum este să fii avocat, alții medic sau primar, unii brutar sau pompieri, dar au existat și două tinere care au experimentat munca de jurnalist preluând microfonul știrilor TVR Craiova. Îmi place foarte mult această meserie, adică îmi place să comunic cu oamenii, să îi ajut în diferite situații. Parcă e pentru mine așa această meserie. Astăzi TVR ți-a dat posibilitatea să experimentezi. Oarecum, cum e să ții microfonul în mână? Cum ți s-a părut? M-am simțit foarte bine. Se simțeam că e tot ceea ce îmi doresc și mi se potrivea așa, stă bine cu microfonul în mână. Mi-a plăcut foarte mult și cred că mă și reprezintă într-un fel, pentru că îmi place să socializez cu oamenii și să le cunosc problemele și să discut despre ele. Să înțeleg că te tentează o profesie de jurnalist? Nu m-am gândit până astăzi, dar presupun că pe viitor poate o să conteze foarte mult în alegerea pe care vreau să o iau. Experimentul organizat pentru al treilea an consecutiv, ce își propune să ajute pe tineri să urmeze în cunoștință de cauză o meserie, face parte din educația non-formală pentru viitor. Acest gen de activități li se par interesante și mentorilor care au luat parte la campanie. Faptul că ei pot să ia contact cu diverse meserii este bine pentru viitorul lor, pentru că se pot orienta. Văd ce le place și ce nu le place și este important în viață să poți alegi în cunoștință de cauză. Pe lângă cunoștințele de la școală sau din mass media, este foarte important ca ei, în mod direct, în măsura în care au această posibilitate, să știe care sunt cerințele unei meserii, care sunt avantajele și dezavantajele unei profesii și mai ales să poată să hotărască chiar de la această vârstă oarecum în cunoștință de cauză. Deci eu cred că este un program foarte bun, foarte potrivit și cred că trebuie insistat mult pe acest aspect de să părăsim oarecum rigorile teoretice și să trecem la niște chestiuni practice care să implementeze cu adevărat legătura acestor tineri, acestor copii cu meseriile spre care ar dori ei să se îndrepte. Numărul elevilor din Olt și al unităților de învățământ înscrise în campanie este într-o continuă creștere. În acest an, la activitățile desfășurate au luat parte în premieră și tineri de la două școli din mediul rural. Participanții de la școala mea au fost 10, participanții din oraș 35 și participanții din județ 50. Meseriile sunt diverse, de la ceea ce ați văzut astăzi, pompieri, tehnician dentar, medic, avocat, până la brutar, profesor, dansator, absolut toată gama de meserii. Ziua de lucru a unui copil poate dura, potrivit regulamentului campaniei, între 2 și 6 ore, iar siguranța acestuia la locul de muncă este asigurată de către un însoțitor, părinte, tutore, profesor sau prieten. Această campanie a fost inițiată la nivel național în urmă cu 5 ani.